Ediția de anul acesta a festivalului Borșului Lipovenesc de la Jurilovca din județul Tulcea a debutat așa cum era de așteptat, cu aglomerație și foarte mulți turiști veniți la eveniment. Primăria Comunei a anunțat că a pregătit 25.000 de locuri de parcare pentru ediția din acest an, care are loc sâmbătă și duminică. Potrivit unui comunicat de presă, accesul pe străzile lăturanice din apropierea portului Jurilovca de pe malul lacului Golovița va fi restricționat. Turiștii vor putea parca în parcările amenajate la intrarea în localitate, iar de acolo vor putea merge gratuit cu microbuzele puse la dispoziție de organizatori. Festivalul Borșului Lipovenesc de la Jurilovca este cel mai mare festival din Dobrogea de Nord, iar la ediția de anul trecut au participat peste 145.000 de persoane în două zile. Spațiul dedicat festivalului se deschide în fiecare zi în jurul orei 10, iar sute de comercianți au fost pregătiți să le ofere curioșilor produse tradiționale locale. Fiecare comerciant care a primit aprobare pentru a vinde produse la ediția din acest an a avut de asemenea și porții de borș de pește pe care turiștii le-au putut achiziționa contra cost. Dar vedetă nu a fost doar borșul de pește. Peștele prăjit, la plită sau la grătar, porții de rapane, midii și alte specialități sau bunătăți tradiționale din pește au putut fi achiziționate la eveniment. Prețurile produselor au fost diferite și pentru toate buzunarele. Drept dovadă, cozile au fost destul de lungi. Și odată cu succesul, vine și o problemă. Popularitatea care a atras mii de turiști la ediția din acest an a făcut extrem de dificilă găsirea unui loc la mesele pregătite pentru turiști. Unii dintre ei au ales restaurantele din port sau au plecat pur și simplu acasă. Cei care au rămas s-au putut bucura și de alte activități, cum ar fi plimbări cu barca sau în mijloacele de agrement aduse pentru eveniment. Pe scena principală din portul Jurilovca au evoluat mai multe ansambluri locale, iar în prima zi au urcat pe scenă Pindu, Direcția 5 și Gypsy King. Duminică, festivalul continuă cu ansambluri locale, invitații speciali precum Radu Captari sau Zuralia și proconsul Irina Rimes și Damian and Brothers. Organizatorii speră să depășească recordul de anul trecut de peste 145.000 de vizitatori.